Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Euroagricultura, stimați agricultori! Stimați agricultori, stimați telespectatori, ne găsim aproape în ajunul Sfintelor Sărbători de Crăciun și am ținut neapărat să fac o emisiune deosebit de frumoasă și interesantă pentru marea majoritate a dumneavoastră, a agricultorilor, a fermierilor, în special a fermierilor care lucrează în zootehnie. Dar o să am câteva date și despre cei care iubesc florile, să vedem cum îngrijim florile în această perioadă de iarnă, în apartamentele noastre, în acele spații în care noastră le-ați luat acum în toamnă și le-ați dus în camere, unde le-ați pus, în ce condiții le-ați pus și ce trebuie să urmărim la el ca să avem flori deosebit de frumoase. Deci o să îmbinăm și o parte deosebită cu o anumită specie de animale care este mult mai rară la noi și chiar aproape pe cale de dispariție și despre aceste minunate flori care de multe ori ne încălzesc sufletul și de ce nu, dacă suntem supărați, parcă ne trece supărarea privindu-le. Dar în primul rând vreau să vă dau câteva ultimele informații în ceea ce știu despre subvențiile care se dau în agricultură. În urma discuțiile purtate cu șefa de centru API Adej, pot să vă spun următorul lucru. Din cei 130 de euro care se dau pe hectarul de teren, ni s-au dat cam 33-34%, ați văzut și noastră că banii au intrat în conturi și diferența de până la 130 de euro, avem promisiuni, sunt promisiuni că se vor da până la sfârșitul acestui an, deci până în data de 31 decembrie. În ceea ce privește subvenția pe cap de animal, după cum știți, se dau 46 de lei. Sau cum mi-a spus cineva, domnul, ne spune-ne în banii vechi, se dau 460 de mii pe capul de oaie și de capră, de la 30 de capre în sus, și 4 milioane 500 de mii pentru bovine. Ce pot să vă mai spun? Am cu proiectele acestea europene, vedeți dumneavoastră cu măsura asta 1-2 care acum se depun proiectele într-o mare viteză și într-o mare vâlvă, se cam întorc proiectele înapoi. Cei care le corectează, sincer vă spun și fără, cu toată responsabilitatea, nu sunt nici de cum profesioniști, sunt acolo puși ca să ia banii și ca să îngreuneze accesarea acestor proiecte. Pentru orice virgulă nepusă, orice culoare, dacă e albastru și nu e negru, dacă e negru și nu e albastru, automat proiectele se returnează și pe această cale fac încă o dată un apel către cei care conduc frâiele acestei țări, în primul rând frâiele acestei țări, că ar trebui să pună omul potrivit la locul potrivit. Am înțeles, sunt probleme. Dacă sunt probleme la un proiect, da, domnule, sunt probleme, dar nu dacă am scris cu albastru și n-am scris cu negru, întorci un proiect înapoi, să știți că asta este o realitate crudă și dureroasă, mai ales pentru dumneavoastră. Pentru că tot am trecut la problemele acestea care se zbat acum în ultima perioadă, țin să vă anunț că ploile din ultimul timp au favorizat germinația, au început să apară pe aici, pe acolo, vetre de grâu, vetre de orz de toamnă, în detriticare de toamnă, dar suprafețele nu sunt mai mari de 5-10% răsărite. Este un pericol, în orice caz o să ne mai înțelegem pe parcursul emisiunilor viitoare ce să faceți cu ele, s-ar putea să înghețe, s-ar putea să se distrugă, s-ar putea ca să nu mai germineze niciodată că au început germinația și s-a uscat, dar acest lucru o să-l facem împreună și o să vedem ce soluții o să găsim. Știu că o să fie dureros, în primul și în primul rând o să fie o diminuarea producțiilor cu 20-30, poate chiar 40%, pentru că grâul acum începe să iasă. Dacă vine un ger de minus 25 de grade, minus 20 de grade, îl prinde neacoperit de zăpadă, să știți că șansele să fie viabil mai departe sunt foarte mici. Pentru culturile care au germinat și datorită lipsei de apă s-au uscat, culturile vor trebui neapărat reînsămânțate. Dar despre toate acestea o să discutăm în alte emisiuni și sper să vă fie util acest lucru. Stimați telespectatori, am spus despre subvenții. Marea majoritate a subvențiilor s-au dat. Dar avem aici și am plăcerea deosebită să-l am lângă mine invitat pe domnul inginer Ambrozie Zanc, care vine direct din fermă. Și îi mulțumesc mult, domnul inginer, că ai făcut efortul acesta deosebit să poți să vii la emisiunea mea. Mulțumesc mult și te invit ori de câte ori o să ai dumneata timp să vii.
De ce? Pentru că dânsul în zootehnie, la ora aceasta, zootehnia, de fapt, nu numai la ora aceasta, este un foc continuu. Indiferent că sărbători, că nu sărbători, acolo animalele trebuie întreținute, prin întreținere, furajare și alte și alte minuni care se fac în zootehnie. Domnul Ignăr, încă o dată, bine a venit la mine în emisiune și mai ales pentru faptul că vreau să împărtășești tuturor problemele pe care dumneata le-ai întâmpinat în crearea acestei minuni de fermă, că e o minune de fermă, să știți, ce a făcut domnul inginer Ambrozie Zanca aici, în apropierea Dejului, dacă nu chiar în Dej, prin creșterea unui animal, am zis, puțin mai deosebit, bivolul, ghibolul. Vorba românului, alții nu-l pot pronunța nici dacă l-o citi din pe hârtie. Domnul inginer, mulțumesc mult încă o dată și dați-mi, vă rog frumos, câteva detalii despre acest animal deosebit care încă mai există la noi. În primul rând vreau să vă spun bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră, ascultătorii dumneavoastră. Telespectatorii. Telespectatorii. Mulțumesc. Cer scuze. Amănunte, în creșterea bivolului, deci bivolul, după cum știm, este un animal care se crește mai ușor decât vaca sau decât taurina, valorifică mai bine furajele decât vaca. Producția de lapte nu este deosebit de mare, după cum ascultătorii și cei care au avut sau au bivol știu, este între 4 litri și ajunge până la 10 litri pe cap în perioada de vârf. Pe lactație, pe o lactație care e undeva la 270 de zile o medie, perioada de lactație la bivol, la bubalină, e mai mică decât la vacă, se încadrează undeva între 1200-1500. Sunt exemplare care ajung până la 2000 de litri, dar sunt foarte rare. La calitatea laptelui? Calitatea laptelui este deosebită, este cu un conținut de grăsime ridicat, între 7 ajunge și până la 10%, sunt exemplare care au 10% grăsime, un conținut de proteină, iar ridicat față de cel de vacă, substanța uscată iară din lapte este mai ridicată, laptele este cu un conținut de colesterol foarte, foarte mic, foarte scăzut, carnea de bivol este, iar nu știm noi, dar este, are o calitate deosebită, conținutul în colesterol este foarte redus, aproape spre zero, este foarte mic. Noi nu avem tradiție în a consuma carne de bovină, nici de vacă, nici de tradiție, dar este o carne foarte specială și străinii o apreciază foarte mult, cei ce cunosc. Eu am început, ce să spun eu, din 90 și ceva, am luat așa un exemplar pentru dacă mine. Dacă îmi dați voi, domnule, da. De regia, vă rog, dacă se poate, filmulețul care l-am făcut la noastră formă, fermă. Vă rog, da. Frumos, continuați-vă ideea. Am început cu un exemplar pentru mine și familia, am luat un bifol și am tot mărit ferma. În momentul de față avem 57 de bivoli efectiv matcă, bubaline, deci juninci și bivolițe adulte și 23, în jur de 23 tineret din locuire. Tineret femele, zvițele an curent din anul acesta, care vrem să le creștem, să le ținem pentru producție și reproducție. Domnule inginer, am o întrebare dacă puteți să-mi răspundeți. Știu că au fost mulți bivoli la noi în țară. Puteți să-mi dați așa, să-mi faceți o retrospectivă de la 223.000 de exemplare de bivol, pentru că la noi, sincer vă spun, eu sunt din Maramureș, noastră sunteți de aici din zona, da. Din zona Clujului. Ce, domnule, ăla care ține un bivol, e el mai amărât, e mai sărac. Și nu e un adevăr ăsta, dar așa era vorba la noi, la țară. Acum, din 200 și ceva de mii de exemplare, la câte am ajuns în ziua de azi, în România? Deci, în 89-90, din câte mai rețin eu și nu știu dacă sunt chiar exacte datele, am avut undeva la 280.000 de capete, efectiv matcă, vorbim, de bivolițe care intrau la reproducție. La ora actuală,
statisticile ne indică undeva la 14-15 mii de capete la nivel național, la nivel de țară. Domnule, eu cred că a fost cea mai mare pierdere de animale. Da, fiindcă noi nu ne-am dat seama. Îmbătrânind, odată îmbătrânind populația, crescătorii de bivol care au fost împătimiți, odată cu ei au dispărut și bivolul. Asta a fost un aspect. Al doilea aspect a fost că nu vorbim de cei ce au condus destinele agriculturii, n-au pus bază pe acest animal. Domnule Ignar, aici am văzut, se vede în fundalul imaginii ferma noastră. Ferma aceasta noastră. Când ați făcut-o? Păi, face parte din am început ce grup de firme? Nu face parte din niciun grup de firme. Este ferma noastră pe care am făcut-o împreună. Am început-o eu și, bineînțeles, am continuat împreună cu fratele meu. Vrem să o dezvoltăm, vrem să mărim. Călin Zanc, Călin să-mi spune Zanc. Și cum îl cheamă pe domnul. Da, fratele meu Andrei Călin Zanc, care lucrăm împreună, ne ocupăm și cu colectarea laptelui. Cine v-a mai ajutat? Păi la fermă nu mi-a mai ajutat nimeni. La fermă nu, dar pentru a vă da curaj. Domnul profesor Constantin Vela, ajungem și acolo. Da? Deci, dacă permiteți, în anul 2007 am înființat Asociația Crescătorilor de Bubaline, de bivoli, am spus noi, nu de bubaline, din Transilvania, în care cuprinde 5 județe. Maramureșul, Sălajul, Bistrița, Clujul, atât. Da, 4, nu 5, că în Mureș nu sunt efective mari de bivol. Sigur că am fost solicitați și din Alba de ceva crescători care au avut 20 de capete din zona Sibiului. Am fost solicitat, s-au înscris și am înființat această asociație unde avem în jur de 1000 de membri, între 800 și 1000 de membri, chiar nu știu exact că domnul Călin Andrei Zanc este președintele asociației crescătorilor, cu sprijinul domnului profesor Constantin Velea, care este un împătimit și un om deosebit. Și un om deosebit, care a pus bazele bine de mult, s-a făcut cercetare pe bivol, s-a lucrat foarte mult, are cărți editate. Și omologat parcă și la în urmă cu parcă 17 ani, a fost în 1987, cred că, a fost omologată rasa bivolul românesc, dar și recunoscută. De atunci a rămas... După o muncă de 30 de ani de cercetare, da. Și demonstrat, control oficial al producțiilor s-a făcut. La ora actuală am purtat discuții la minister, vrem să începem cu asociația, dacă va fi posibil să reluăm controlul oficial ca să putem să ne dăm seama de valoarea mamelor care le avem și a efectivelor de bubaline care le avem. A existat stațiune de cercetări la Șercaia, mai există, din câte știu, la ora actuală nu e desființată, dar cum sunt probleme la nivel național, nu sunt bani, treaba nu merge grozav. În cercetare știți bine, domnule inginer, că lucrurile au fost cam lăsate în paragină, nu s-a prea pus accent pe cercetare. Vorbesc eu cred că în toate domeniile, dar cel puțin în domeniul agricol, nu s-a făcut mai deloc, nu s-a mai făcut mai deloc. Deci nu s-au pus baze, nu au fost fonduri, nu e susținută cercetarea nici la ora actuală, din câte știți și dumneavoastră. Da, domnule inginer, mulțumesc mult pentru informații. Deci am ținut neapărat și v-am rugat și ați binevoie și ați putut să vă furați câteva minute să venim aici să le spunem celor care ne urmăresc, agricultorilor, pentru că am adus fermieri care au accesat fonduri europene. Unii au realizat treburi bune, le-au dus până la capăt, unii nu. O să încerc să mai prezentăm ce se întâmplă de nu reușesc să finalizeze proiecte din astea europene, pentru că sunt anumite bețe în roate, anumite bețe care se pun și trebuie să ai, cum ați avut noastră, foarte mult curaj să faci așa ceva și să ai o pasiune deosebită pentru acest animal. După cum știu eu, noastră n-ați umblat cu proiecte, cu nu. Proiecte europene. Nu, fiindcă
sunt foarte greu de accesat și foarte, foarte, foarte multe documentație și hârtii și e greu. Noi am făcut împreună cu Călin, din 2004 am început o colaborare cu Dorna, cu Dorna Lactate și s-au realizat în zona Transilvaniei 43 de ferme prin proiect SAPAR, prin proiecte SAPAR. Noi am făcut toată logistica, toată consultanța, de la început și până la finalizare, până la cheie. Momentan sunt mulți dintre fermieri care au probleme, fiindcă, după cum știm, a dispărut sprijinul ăla care a fost subvenția pe litru de lapte, care era de 3.000 de lei, fost 3.000 sau 30 de bani, cum ar fi acum, care a ajutat foarte mult. A fost un sprijin deosebit. Acum nu mai există, rămân numai sprijinul pe capul de animal de la 3 capete în sus, care, după cum știm, încă nu s-o virat banii la crescătorii de taurine, vorbesc. De domnul Jiner, atâta să bate tamtamurile și la emisiuni, la anumite emisiuni de la televiziunile astea naționale, domnul, s-au virat banii. Probabil că s-au virat banii la cei cu foieri, cu animale enorm de multe, unde sunt și altfel asta de interese. Nu știu dacă s-au virat, dar știți că s-au făcut, Asociația Crescătorilor a ieșit în stradă, a fost la minister, s-au făcut demonstrații, li s-au promis, s-a spus că nu se poate discuta sub presiune. Am înțeles. Și momentan, din câte știu, nu știu dacă și am. Sigur că au fost niște facilități, că se puteau lua de firme care iau crescători, care fermieri mari, puteau să ceară o plată în avans. Am înțeles. Deci, stimați respectatori, mi-am întrerupt ideea. Deci, am vrut să vă prezint un om, un fermier, un inginer, care a avut curajul și mai ales a avut aceste animale în suflet să înceapă să dezvolte o asemenea fermă de o asemenea anvergură. În momentul de față mi-a spus că aveți cam în jur de 80 cu tineret cu tot. Am înțeles că vreți să vă extinde și numai cu credite bancare. Da. Numai cu credite bancare. Numai cu credite bancare și din forțe proprii. Pas cu pas. Forțe proprii, credite bancare, fără nicio credit să apar, fără proiecte, fără măsuri de accesare a fundurilor europene. Și totuși, într-adevăr, să știți, domnul Jiner, că aveți foarte multă dreptate în ceea ce privește aceste programe, aceste măsuri, acești bani europeni care vin. Este o umblătură extraordinară și am vorbit cu mulți și l-am avut într-o emisiune și pe un fermier care a accesat o măsură de 1 milion de euro, dar au zis că dacă știa câte controle are și tot timpul, orice și o remorcă de nisip, dacă o cumpe, trebuie să fie la licitație și trei cuie, dacă le cumpe, trebuie să fie trei oferte de licitație, atâta hârtie și atâta minune este și sper ca să le pot arăta telespectatorilor noștri și o pensiune agroturistică făcută tot cu fonduri europene, dar care zicea, domnule, mai bine mă lăsam. Cum zicea și fermierul care a fost într-o altă emisiune aici la noi invitat, zicea, domnule, dacă știam că atâta de umblat mă lăsam de pagubă, deși și ăsta mi-a plăcut. Și efectiv, dobânzile că turistul ai și tu bani, să ai și tu bani să pui cota ta parte, dobânzile care sunt luat la banii pe care le-a luat el, mare minune nu a avut. Dar asta nu e pentru a descuraja agriculturii. Ai ca să vadă cam ce se întâmplă. Deci, noastră, efectiv, pe putere, dumneavoastră, cu puterea noastră și a colaboratorilor cu care noastră lucrați, efectiv, fiind numai fratele, am înțeles, domnul Călin Zanc, ați înșghebat așa ceva. Am văzut, aveți acolo, nu e nimic modern, totul este clasă, pus la punct, momentan. Clasă, e pus la punct. Avem în proiect, în plan, să realizăm o fermă modernă, vorbim de bivoli. Stabulație liberă, cu sala de mulți o avem deja, e achiziționată, din Polonia am adus-o, avem și în primăvara aceasta sper să reușim să ne apucăm și să o realizăm. O fermă de 100 de capete de bivolițe, adulte plus, ceva veni. Și până la ce număr? La ce număr aș vrea să vă opriți? Asta nu știu dacă reușim. Deci cum vor fi puterile și cum ar merge afacerea? Exact.
Da. La accesa fonduri pe instalații, pe utilaje, se accesează mai repede. Pe construcții se derulează foarte greu, fiindcă se implică foarte multe lucruri acolo. Autorizații de construcție, avize de la toate instituțiile, mediu, Direcție de Sănătate Publică, Direcție Sanitar-Veterinară, Apele Române, pompieri, deci toate. Odată avize și la finalizare trebuie autorizare, la finalizarea investiției și merge foarte greu. Fondurile structurale cer să lucrezi numai cu firme acreditate, cei ce fac contracte și lucrează firmele în construcție, în toate domeniile, știind că sunt fonduri, ei zic că sunt bani gratuiți și atunci să cam măresc prețurile la toate și nu te alegi cu mare lucru la final. Deci la final nu e 50%, că tu vii cam cu 70% și mai rămân vreo 30% dacă îți rămân. Bun, domnule Ișdea, acum dacă nu vă prava să vă pun o întrebare un pic mai comică. Foarte multă lume zice, domnule, ghibolul nu lasă să mulgă numai unul, femeia, bărbatul. Numai dacă e fluier, numai dacă e cânt, numai dacă ce știu ce mama zmăului îi face. Noastră totuși am văzut că aveți aparatele de muls automat. Da. Ați reușit să mulgeți automat? În totalitate, mulgem numai mecanizat. Și cum ați reușit? Sigur că sunt probleme. Păi sunt multe lucruri. Fiecare are temperamentul lui. Bivolul, știm că e un animal semisălbatic, dar e foarte sociabil. Se atașează foarte ușor de stăpân, de cel ce stă lângă el, de cel ce îl îngrijește, cel ce îl furajează, cel adapă și el se atașează foarte repede. La când apar persoane străine, devine un pic retiv. Numai la persoane străine? Numai la persoane străine. Deci el se atașează față de stăpânul lui sau de cel ce îl îngrijește și se acomodează. El se acomodează destul de repede. Sigur că sunt probleme. Unul, când îi iei vițelul, nu-ți mai cedează laptele, când înțărci, apar probleme. Răbdare, toate cu răbdare se pot rezolva. Se rezolvă. Domnule, după o scurtă pauză publicitară, revenim asupra discuției. Deci, domnul inginer, am zis că o să vă rog după scurta pauză publicitară să continuăm un pic cu laptele. Nu să ce faceți cu laptele? Laptele îl predăm la Dorna Lactate. Noi și colectăm lapte din toate județele din jurul nostru. Bistrița, Sălajul, Maramureșul, Clujul. Lapte de vacă. Mureșul. Lapte de vacă și lapte de bivoliță. Avem zone unde sunt efective destul de consistente de bivol și de acolo colectăm laptele de bivol. Și îl colectăm separat și îl predăm separat, să predă separat laptele de bivol. Domnule Liner, nu mă descurc cele care am avut noi mai de mult. Am înțeles că investiția o să fie destul de consistentă pe care noastră o să faceți în viitoarea dezvoltarea fermei. Și ați prins cumva și o linie de prelucrare a laptelui. Da. O să avem, prelucrați noastră? Avem în plan, în viitor și dacă Dumnezeu ne ajută în anul 2012, sperăm până la finalul anului, să avem și o linie de procesare, să procesăm laptele de bivoliță undeva de 3.000 de litri de lapte. Și o să faceți produse tradiționale? Produse sau? Tradiționale, numai produse tradiționale din laptele de bivoliță, fiind și o cantitate destul de mică, nu putem merge pe industrializare să facem produse la nivel mare, numai produse tradiționale. Câteva sortimente vom face din laptele de bivoliță, câteva sortimente de produse. Asta trebuie să vedem. O să vă zic Osimul, mai încolo. Avem deja marca de la Osim aprobată, Țarina, așa am denumit-o. Chiar acum, nu știu, săptămâna asta, miercuri, cred că ne-a venit aprobarea. E marca înregistrată, am plătit-o, e în regulă.
și să dea Dumnezeu să dea bivolițe lapte cât da. De mult. Dacă, și le, și dacă le furajăm, ați văzut, cum bine ați văzut, am făcut siloz, am făcut în jur de 500 de tone de siloz anul ăsta. Avem porumb, știuleți, cumpărăm și premixuri, le dăm și ceva premix, deci la o medie la noi, e undeva în jur la 6 litri pe cap de bivoliță furajată, vorbesc de medie. Că avem și plus variante și ceva. Domnule, mai puțin. Vă întreb așa ca și prieten, ca și coleg. Ați încercat niciodată să vindeți laptele și la automatele astea care am erau încercat, prezentate? Inginer, am avut două distribuitori, trei am avut. Am încercat în Dej, după cum știți, a fost pe deal lângă Big, unde am dus și cam și avem și vaci, ați văzut, în fermă. Am dus și lapte de vacă și de bivoliță. Am încercat, nu a mers. Și am avut în Cluj, era distanța mare, cheltuielile foarte mari de transport. De transport, mergeam și de două ori pe zi. Din Dej am achiziționat mașină frigorifică, ați văzut că avem în fermă acolo, avem un punct de lapte cu bazin de răcire, cu tot ce trebuie, cu autorizări, cu tot, n-o mers. Și atunci am renunțat, că la noi e foarte prețios timpul. Ca să angajez pe cineva să ocupe, să facă aprovizionarea automatelor cu distribuitorilor cu lapte, îi, așa cum e, că oamenii care lucrează nu sunt interesați să, sunt interesați să treacă ziua și să... Deci vorba aia, omul sfințește locul. Absolut. Și ce faci tu, e sigur, acelești pe altul. Da. Am înțeles, domnule Ilar, și acum să trecem la cea mai o problemă care destul de grea pentru noastră pe timpul verii. Cu pășunea, cum vă descurcați? Cu pășunea avem în lângă, pe Valea Condorului, pe Rompaș, cum îi zice, sau cam zic, avem acolo pășune, pășunea este, numai sigur că anul ăsta a fost o problemă deosebită, fiind seceta mare, vegetația s-a uscat, cu apa am avut probleme, ne-am descurcat, suntem bine. Și acum avem probleme, am probleme cu apa, ducem cu cisterna, punem în fântâni, avem, ați văzut, instalația de adăpare automată, cu hidrofor, dar... Deci cu pășunea, exact cum a zis și dumneavoastră și cum a zis-o și alții, avem mari probleme azi vară. Duce apa cu cisterna în pășune, mai în zona asta micii, zona Sâmânghie. Da, și la noi a fost această problemă, dar am rezolvat-o. Cu greu, cu costuri destul de mari, că știți cum e să care apă, să duce apă plătită, nu din puț, de la contor, apă de la... E scumpă. E scumpă. Apa la Dej e destul de scumpă. Domnule, ce am văzut la noastră în fermă, ați început cu dotarea cu baza materială, ca să puteți face mecanizat lucrările. Asta e una. Vă rog să-mi spuneți ce v-ați cumpărat și cât sunteți de mulțumit de utilaj. Am văzut că aveți și un tractor acolo care... Da. Într-adevăr, un tractor care își face treaba. Am văzut că aveți și aparatele alea de mulți, chiar două sau trei aparate, sau patru aparate aveți, după cum am reținut eu. V-ați cumpărat, v-ați dotat și cu o combină, cu o combină de recoltat furaje, cu CSM-ul sau nu știu cum e. E un jaguar de recoltat numai pentru porumb silos. Numai pentru porumb silos. Deci atât facem. Noastră bun, pășune e pășune. V-ați făcut, bineînțeles, ca inginer și ca și fermier, v-ați făcut un calcul și la necesarul de furaje pe timp de iarnă, cu suculente, cu grosere. Am văzut că aveți un silos, două silozuri, de fapt, v-ați făcut... Dar cu utilajele. Să începem de la utilaje. Românesc n-am prevăzut nimic pe la noastră pe acolo. N-avem românesc, nu am nimic nici. Avem un tractor de 85 de cai. Un farmer, totul în el, motor, transmisie, John Deere, e fabricat în Polonia. L-am achiziționat din Polonia, e cu încărcător frontal, că în fermă avem nevoie, nu putem fără el. Avem... E din 2000, l-am achiziționat în 2008. Da. Și ați avut probleme tehnice până acum? Până acum n-am avut. Mai de probleme tehnice nu. Mai grave, nu? Asta minore care apar. Nu am avut probleme tehnice. Acum o garnitură la pompa de frână, au mai apărut așa ceva probleme destul de mici. Deci suntem foarte mulțumit de el. Am văzut că aveți și un plug puternic. Avem un PZ, un plug.
foarte bun, cu pantităietor cu disc, cu... Păi, cu aveți trupiță. Utilaje, că asta vreau să spun. Avem presă, o presă de baratat. Utilaje performante. Aveți utilaje performante. Da, da. Și exact de strictă necesitate pentru firma noastră. În câmp, câte hectare lucrați, domnule? Arabil. Arabile. Deși proprietate și ce ați luat în arendă. La arendă de proprietate lucrăm acum, chiar acum, cred că mai avem vreo 6 hectare și suntem cu arătura de toamnă tot iarat, 40 de hectare arabil și fânați, deci vorbesc ce-am cosit, 35-40 de hectare iar. Fânați. Domnule, da. Producția la porumbul silos cum a fost? Că am auzit că ați avut un porumb silos. Am avut un porumb silos excepțional, dar au fost cam, ce să zic așa, 40 de tone la hectare am făcut anul ăsta. Dar ținând cont de faptul că la semănare a fost, dacă vă aduceți aminte, secetă, în primăvară... Răsărirea nu a fost uniformă și ne așteptam că am semănat... Pioneer a fost sămânță, am cumpărat cu Alcedo, am lucrat, deci tot am achiziționat de la ei, de la sămânță și până la erbicid. Ați făcut un parteneriat sau o colaborare, un contract colaborare. Un contract de colaborare, ei ne-au dat în primăvară, le-am plătit în toamnă, la recoltare, cu condiția asta a fost... Deci, încă o dată vreau să le spunem telespectatorilor noștri că sunt anumite firme. Da. Care aduc sămânță, pesticide, absolut toată gama. Dacă vrei și îngrășământ. Și un contract de colaborare cu ei și le-ați plătit pe loc sau le-ați plătit în toamnă? Nu, deci am plătit pe loc și se plătește TVA-ul. TVA-ul că ei emiți în factură. Deci TVA-ul și restul l-ați plătit la recoltare. Plătit. Deci poți să-l plătești în... Cum vrei tu. În pe lună, pe timpul perioadei, până în toamnă, până la recoltare. Și de porumb silos am semnat și porumb pentru babe, am avut... La Babeara am făcut destul de bine, am făcut cam 9.000 la hectar, știuleți. Eu zic destul de bine în condițiile anului 2011. Anul trecut a fost producția mai bună un pic. Față de, în 2010, față de 2011. Deci, domnule Ignar, aveți utilaje performante. Nu-ți românești, străine, perfect. Ați lucrat cu sămânță de porumb, de import. N-ați lucrat cu sămânță de porumb românească. De a vă spun, trebuie să le spunem agricultorilor noștri, că mulți zic, domne, și eu am, sunt și la noi, mai sunt care au 10 vaci, mai 10 vaci, nu bivol, da, da, da. 20 de vaci, și și-ar face și ei silo. Și m-a întrebat, domne, eu le-ar fi recomandat porumb cu cât de târzii, care să-l coc târziu ca să poată prinde masă verde, să-l prindă faza de talie mare, trebuie să talie mare, masă verde, masă la hectar. Deci ați indicat soiuri străine și de porumb, hibrid de străin porumb. Acum că o fi KBS, că o fi altele, Pioneer sau ceva. Sau... Asta nu contează acum. Depinde și de zonă. Absolut. Că și noastră lucrați, să le spunem telespectatorilor, că lucrați aici în șesul Someșului. Da. Nu lucrați pe coste. Păi, dar nu lucrați pe terenuri în arendă, păi, și având în Bobân la pășune, dacă nu nici de cum, sau în Băbdiu, pășune, nu să merg cu culturi de porumb super intensive, trebuie să mărți în zone unde se plitează cultura porumbului intensiv pentru silos. Absolut. Culturile de toamnă cum arată? Ce a semănat în toamnă? Ce a semănat în toamnă? A semănat... triticale de toamnă și am semănat greu, dar până în prezent nu a răsărit. Am căutat sămânța acum, deja e umflată, e săpuște, nu știu ce va fi de acum. Aici aștept exact, e o loterie. Anul ăsta cu semănatul și, stimați telespectatori, și domnul Ignar, după cum am văzut eu și am mai citit și m-am mai documentat prin niște telefoane care le-am mai dat la niște colegi, este o mare, mare problemă, da, cultura greului în anul acesta. Și deja, nu știu cum ați văzut și noastră, încep să dea la televizor, domnule, să dublează, să triplează prețul grâului. Eu vă fac o recomandare. Cei care au grâu, nu-l mai vindeți la sfârnare. Mai țineți-l încă un pic. Da, mai țineți-l un pic, că probabil va avea prețul corect. Da. Grâul. Așa exact cum laptele nu are un preț corect, cum nici produsele agricole. Apropo, domnule, a fost azi prin piața de lui, așa am aruncat o privire, să vedem prețurile. La ora aceasta, cartofii, 90 de bani kilo. 90 de bani kilogram. Morcovii, 1,50 lei. Pătrunjelul, care sub 5-6 lei nu coboră niciodată, e la 2,50-3 lei.
Dom'le, nu-i adevărat. Dacă te duci la un supermarket, efectiv îți vine rău. Ardeiul gras, 10 lei. Ardeiul alalt, 10 lei. Gogoșarii, 10 lei. Au niște prețurile de import zdrobitoare. Dar să știți că le cam rămân pe rafturi. Apoi să nu mai vorbim de fructe. Fructe, piața e plină. De la 1,50 kg de mere extraordinar de frumoase și mere curate românești. Aici intervine o problemă. Deci prețurile scad, fiindcă, dacă ne uităm bine, puterea de cumpărare e foarte scăzută. Și ultimul care plătește e consumatorul. Și fiind, știm, salariile scumăs, nu? Sunt destul de scăzute și omul nu are putere de cumpărare. Și atunci își cumpără foarte limitat. Își drămuiește fiecare leuț. Prețul la lapte nu e cel corect, dar undeva ne apropiem de prețul din Comunitatea Europeană. Sigur că am fost în Italia, noi colaborăm și cu, n-am spus asta, cu Asociația Crescătorilor de Bivol de Bubalini din Italia, cu o fundație, asociație din Elveția, care ei luptă pentru protejarea speciei, pentru a bivolului. Ne scriem, ne vizităm, dar și deocamdată... Și ne scrie și vizitați exact, și strângeri de mână. Exact asta e deocamdată, că ei nu vin să ne dea bani, să ne ajute, ei vin și ne dau sfaturi. Și sfaturile de la ei nu se prea potrivesc cu realitățile de la noi, de multe ori. Dar aici intervine o problemă, fiindcă, de exemplu, acum, la ora actuală, consumul de produse lactate în piața românească o să se față de aceeași dată anului trecut cu 20%. Anul trecut, iar a fost căzut față de 2009 cu 20%. Deci gândiți-vă că o să ajungem că s-ar putea ca în vară prețul la lapte să fie la 5.000 de lei. Că dacă nu se vinde, atunci procesatorul deja va fabrică și ține pe stoc. Astea sunt cu termene de garanție, de valabilitate, nu? Trebuie să le vinzi când le faci. Aici avem o problemă, că nu se consumă. Nu că nu se dorește să consume, dar nu-i putere de cumpărare. Domnule Igner, n-am treabă cu nimeni, nici nu mi-am propus să discut în emisiune, dar ne-ați dat o pastilă care e foarte elegantă și care poate scoate niște adevăruri. Bun, noi nu avem lapte, dar de ce importăm lapte? De ce fabricile astea mari de lapte din România procesează lapte adus din altă parte? Nu dau numele țelor, că nu are importanță. Acolo deci, e laptele mai ieftin? Deci sunt perioade ale anului când e mai ieftin. De exemplu, anul trecut s-au dus lapte din Ungaria cu 5.000 sau cu 50 de bani. Și au ajuns în fabrică cu 7.000. Și la noi au fost laptele, să zicem, pe piață 8.000. Pe piață? Nu, vorbesc la colectare, la procesatori. Pe piață e altă problemă, la sticle acolo e altă discuție. Da. Și sunt perioade. De exemplu, acum vin ungurii să vândă lapte, nu le-a nimic, că fabricile au, în momentul actual, au lapte. S-a închis Nuva, deja e lichidată, e închisă, s-a procesat undeva la 100.000 de litri de lapte pe zi. E închisă. Vă dați seama, rămân 100.000 de litri de lapte pe zi. Sunt ferme care au predat la Nuva. Vreau să suntem direct implicat aici. Cunoaște și prețul de cost al laptelui, prețul de producție, rentabilitatea cu că trebuie să-l vindeți. Perfect. Mai avem, am câteva minute încă și ce vreau să vă rog, din experiența noastră, sincer zicând, cum reușesc al noastră, ungurii, să vândă laptele mai ieftin decât îl produce? Că și ei vând laptele mai ieftin decât îl produc. Din câte am înțeles, eu susținut de stat sub alte forme. Sub alte forme, să ne gândim și la noi când a fost subvenția pe litru de lapte, 30 de bani sau 3.000 de lei, vă dați seama cât a fost de bine pentru crescător. Pentru crescător a fost foarte bine. Sigur că s-o dat numai la laptele care s-au vândut la procesare. Nu s-o da la laptele ce se vinde pe piață sau se duce la vecină. Celor trebuie să fie lapte confort. Lapte confort, da. Că noi de acum, în 2013, trebuie să ajungem să avem numai lapte confort. Ceea ce cred că va fi domnule, foarte greu. Domnule, dighite și noastră. La unguri. Să nu mai zici unguri. La ceilalți. Subvenția pe cap de bovină. E mai mare decât la noi. Domnul inginer, e mai mare, dar se dă sub alte forme. Odată se dă pe teren. Ca să ai o fermă de animale, trebuie să ai o anumită suprafață de teren. Obligatoriu. Deci nu poți să... Le-o legat de o lată. Da. Și se pleacă de la furaje. Și pe suprafața respectivă de teren, pentru o fermă de vaci, trebuie să faci furaje. Nu faci
altceva. Nici tutun, nu fac nimic. Și faci foraje de calitate. Da. Deci, fânețele sunt fânețele, pășune. Fânețe cultivate, pășuni cultivate. Ei ce costăsc, fac baloți, înfoliază și da. Am văzut. Bun. Și acum să reamintesc telespectatorilor noștri următorul lucru. La noi subvenția pe teren, pe hectar, este 130 de euro. Da. Dacă merge în Munticuț mai sus, deci cei care sunt nenorociți la ora asta în Europa au distrus toată economia Europei la greci. E 725 de euro pe hectar. De aici plecăm. Dacă mai merem un chil la cei care nu ne-au acceptat în spațiul Schengen, la olandez, e 800 de euro pe hectar. Condițiile de mecanizare a lor, condițiile a lor, că s-ar putea, domnule, tot Olanda într-o groapă, ei sunt conjurați de diguri să nu intre oceanul păstâi. S-ar putea. Că atâta de bun cât sunt la suflet și cum ne deschid nouă ei toate porțile ca să intrăm pe piața, nu să nu se rupă în toți digurile. Sau să topească ghețarea din Antarctica și crește nivelul mării și e înăbușe. Nu suntem noi cu asta, dar... Nu suntem, dar durem. Să ne uităm și la accesul lor la credite, la dobânzile care le au ei pentru agricultură, în toate domeniile. Aici e problema, domnule, eu nu mă leg de alte sfere ale economiei, de agricultură. Doamne. Perioada de rambursare, perioada de grație, sunt foarte, foarte multe aspecte din la care se pleacă și noi nu avem cum să fim competitivi cu ei sau să facem concurență cu ei. Deci, domnule, să ne gândim la parcul de mașini agricole care... Ei iau mașinile și le plătesc după 5 ani și cu o dobândă de 1,1%. Să fie 3. Și pe o perioadă de 20 de ani, o perioadă îndelungată. Și mai este o treabă încă, domnule, domnule, dacă mie îmi dă un tractor, o combină, pot să o cumpăr, o pot plăti parte și în produse. E mare lucru. Absolut. Sunt firmele astea, deci băncile, în colaborare cu mari depozite. Da, și care vin cu garanție. Vin cu garanție și mai este o treabă. Și asta, domnule, ca și președinte Asociației Crescătorilor de Tauline de aici, pe zona Dejului, că să știți, stimați spectatori, că tot am de asociații, asociații. Domnul Ambruzică Zanc, inginerul, prietenul meu și colegul nostru, este președintele Asociației Crescătorilor de Bovine din Dej. Dar, sincer, domnule, când am văzut și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 3 ani, câtă reticență este din partea unora, îți vine câteodată să-ți leși mai calma. Acum anul ăsta le trebuie neapărat adeverințe că fac parte din asociație ca să-și ia subvenția. Și automat, cu bunăvoința și cu omenia pe care o aveți, a scris în asociație și și-au putut lua tot ce le-au trebuit. Asta e altă problemă și probabil că o discutăm în alte emisiuni. Domnule Jinar, în primul rând, vă felicit pentru faptul că în 2010 la Indagra, în 2011 la Indagra, animalele dumneavoastră au luat premiul de excelență la București. Au fost cele mai frumoase. Acum 2 ani am reușit să merg la București, anul ăsta n-am reușit să merg la București. Când am văzut acolo Deju cu animalele noastre, credeți-mă că mi-au crescut sufletul. Domnule Iisus! Mulțumesc, domnule. Mai este o zi și Sfintele colindăm. Dați-mi voie să le spun, să le spuneți și noastră, tuturor telespectatorilor, tuturor agricultorilor, sărbători fericite, să aveți un Crăciun fericit, anul nou vine cu pași repezi, dar până atunci ne mai întâlnim. Vă urez multă sănătate, un Crăciun fericit și să fiți mult mai buni. Dumneavoastră, domnule, ce le comunicați? Eu, pe această cale, fiind la dumneavoastră, am ocazia tuturor telespectatorilor dumneavoastră, tuturor agricultorilor din toate sectoarele din agricultură, să le transmit un Crăciun fericit, sărbători fericite, multă sănătate și le doresc un an nou, mai bun, să fie mai, mult, mai prosper. Mult mai prosper și să ne vedem cu toții sănătoși în anul care vine. Deci ne întâlnim pe data de 30 decembrie.